Dar de ce nu vă dați afară oamenii care țin în braț? La serviciu în stare de ebrietate. Salariații, în special asistenții și infirmierii, se plâng de volumul uriaș de muncă cu un număr foarte mic de angajați. Au fost 20 de pacienți, noi tot atâta angajați. Sunt 350 de pacienți, noi tot atâta angajați. Deci nu se poate. Și suntem supuși la niște presiuni enorme din partea conducerii. Personal este insuficient. Deci la 95 pacienți, 3 infirmieri și 2 asistenți. Este foarte greu de lucrat și mai este și stresul, care este cu pacientul psihic, este foarte greu de lucrat și trebuie să fie ca conducerea să creeze o calmitate, pentru că deja stresul este foarte mare. E, asta lipsește cu desăvârșire. Într-o scrisoare deschisă adresată Direcției de Sănătate Publică, salariații Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri fac acuzații grave la adresa celor doi manageri care au condus spitalul în ultimii 3 ani. Angajații spun că aproape 10% dintre ei au fost dați afară sau forțați să-și dea demisia prin amenințare și intimidare și că în ciuda lipsei de personal mediu sanitar s-au efectuat numai angajări de personal TESA. De asemenea, protestatarii susțin că investițiile din ultima vreme nu au fost făcute în folosul pacienților. Ei acuză că sistemul de supraveghere video dezvoltat în ultimul an este destinat urmăririi lor. Managerul are însă o altă părere. Există o legislație, legea 333 și HG301, care prevăd analiza la risc a instituțiilor publice, toate, nu numai a noastră, dar cu atât mai mult instituția noastră care are un caracter special. Au fost montate în temeiul legii, dacă lezează, îmi pare rău. De ce considerați că au ieșit doar niște tuturor? Din cauza condițiilor grele din muncă, care sunt într-adevăr, știe toată lumea, am depus și către Ministerul Sănătății un memoriu să suplimenteze statul de funcții. Încercăm să rezolvăm toate problemele cu care se confruntă acest spital. Precizăm că în unitatea de maximă siguranță lucrează aproape 170 de oameni, însă potrivit normativelor, numărul lor ar trebui dublat. Managerul susține că problema deficitului de personal și asupra aglomerării este cunoscută la nivelul forurilor superioare, Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății, dar până acum nu s-au găsit soluții. Angajații mai reclamă faptul că în ciuda existenței unui regulament de ordine interioară agreat și de către conducere, acesta nu este respectat, iar sancțiunile s-ar aplica discreționar. Actuala reglementare după care se conduce acest spital este aplicat, așa cum spun colegii, discriminator, în condițiile în care unii angajați sunt sancționați pentru cea mai mică abatere, alții își pot permite luxul de a lipsi de la muncă și nu li se întâmplă nimic. Poate că asta a fost picătura care a umplut paharul și astăzi i-a scos pe oameni în stradă. Directorul Direcției de Sănătate Publică a mers la Grajduri, unde a discutat cu managerul și angajații în încercarea de aplanare a conflictului.